care au reprezentat preocuparea Comitetului Consiliului Director de organizare a acțiunilor pe care noi le-am avut aprobate anul trecut. Așa. Pentru cine am lucrat și cum s-a desfășurat mișcarea membrilor, am plecat la începutul anului cu 17.800 și am încheiat anul cu 18.200. Este o creștere reală de 500 și ceva de membri. Un lucru care ne ține în continuare de 4-5 ani stăm la 18.000 plus minus 102, pentru că există un specific sociodemografic pentru Banat, pentru oamenii care trăiesc și muncesc aici, care ne permite să rămânem măcar staționar, dacă să nu creștem mai mult decât putem noi spera. Munca noastră de anul trecut s-a referit la realizarea bugetului, preocuparea principală, realizarea bugetului pe care noi l-am aprobat în adunarea generală de anul trecut. Am avut planificate 3 milioane de lei, am realizat 3.600.000, 116% la venituri. La cheltuieli am fost mai zgârciți, că așa trebuie să fie, și o să vă prezint mai târziu structura Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori, unde predomină economiștii și economiști buni de mare valoare profesională, care ne cam atenționează: leu ăsta, aveți grijă unde îl puneți. În loc de 3 milioane, am cheltuit numai 2.700.000, am realizat un procent de cheltuială față de plan de 89%. Aceste două procente se regăsesc într-un excedent de 837.000, din care activitate fără scop patrimonial 814.000. Pe capitole, lucrurile sunt și mai interesante, în sensul că creșterea numărului de membri și creșterea fondului social al membrilor noștri ne-au permis să creștem toate cele care se referă strict la mișcarea pe care o fac membri. Uitați-vă aici, 110 și 123%, iar dobânzile cu acest procent de 123% înseamnă un lucru care se regăsește mai greu în cifre și se regăsește mai ușor în expunere, anume creșterea interesului pentru utilizarea fondurilor noastre oferite împrumuturilor. Ca atare, acest procent de 123% ne atrage atenția că împrumuturile sunt atractive, sunt interesante și că se întâmplă, și dacă se întâmplă, cresc și veniturile din dobânzi. Cheltuielile noastre, așa cum ați văzut în planșa anterioară, la total cheltuieli eram la 89%, cheltuielile noastre pe toate capitolele sunt sub 100%, că altfel n-am fi avut total 89%. Cheltuielile financiare care țin de bănci, de ANAF, de alții și alții și alții, sunt 111%, cu 28.000 de lei mai mult. Este o chestiune care nu stă la mâna deciziilor Consiliului Director. Că n-are cum. Dacă se modifică indicatori financiari prin politica bugetară și prin politica statului privind utilizarea resurselor și obligațiile pe care toată lumea le are la buget, am ajuns în această situație. 28.000 nu este o problemă. Total, acestea sunt procente. Împrumuturile, în primul rând, o să vă fac trimiterea la aproape 16 milioane de lei împrumutați pentru 3.762 de membri. Au crescut foarte mult numărul împrumuturilor mari, iar aceste împrumuturi mari, dacă ne întoarcem puțin cu amintirea, găsim venituri din dobânzi la 123%. Exact ce vă spuneam, dacă împrumuturile sunt atractive, condițiile sunt foarte bune și ele se întâmplă și urmează și dobânzile. Dobânzile realizate pe aceste împrumuturi, pe cele aproape 16 milioane, au în ele un secret profesional pe care orice economist îl poate derula în detaliu.
împrumuturile noastre, mai ales cele mari, nu sunt pe 6-12 luni, sunt pe 3-6-48 de luni, așa că întrebarea între dobânda aferentă și dobânda încasată poate genera discuții care să dureze 2 săptămâni și la urmă să ne întrebăm, dar noi ce discutăm aici? Este foarte greu de purtat o asemenea discuție. Dobânzile noastre, de care vă spuneam că sunt atractive, așa cum prezentam la început, au crescut la 7% până la 3.000 de lei. Încă o dată, în 2017 am avut până la 2.000 aici. Deci, întreg anul 2018, de la 1 ianuarie la 31 decembrie, a fost 7% până la 3.000 de lei. 6 milioane de lei au fost împrumutate în aceste condiții de către 2.800 de oameni. 10% de la 3.000 în sus până la 30.000, după aceea rămâne tot 10%, dar 10% la sold. Peste 3.000, 6 milioane și ceva împrumutate, peste 30.000, 3 milioane și jumătate. Dar uitați-vă, 3 milioane și jumătate, dacă împărțim la 75, ușor, ușor ajungem la o medie de împrumut de 40 și ceva de mii de lei. Ceea ce este foarte important. Dacă acești oameni solicită în continuare serviciile noastre, înseamnă că ele sunt atractive. Total, împrumuturi acordate 15.700.000. Am avut niște venituri pe care dumneavoastră le-ați văzut și o să le detaliem în continuare, iar aceste venituri se referă la ceea ce reprezintă obiectul de activitate și motivul pentru care a fost înființată Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara și nu numai, în general, toate casele de ajutor reciproc acest lucru îl au, ajutorul reciproc și protecție socială. Pensionari venituri mici, afectați, membri cu necazuri, așa, 600 de membri, 73.000 de lei. Am dat anul trecut 4 cărucioare și cadre cu deosebire, cu o mare diferență față de 2017, când am avut, cred că, 8 sau 7, am avut solicitări. Toate solicitările care ne-au fost adresate au fost onorate, cu precizarea că aceasta este valoarea acestor cărucioare, suportată în totalitate de către CARP, beneficiarii cărucioarelor, acei oameni necăjiți și imobilizați, nu plătesc niciun leu și este o aprobare pe care Adunarea Generală ne-a confirmat-o. Am avut un consiliu director, a validat-o Adunarea Generală, cred că acum 3 ani, dacă nu greșesc. La UMT, tratamente medicale și altele, este o înghesuială nemaipomenită, 3.700 de membri, cu 280.000 de lei. Este o chestiune pe care comportamental nu o stăpânim, pentru că avem mulți membri CARP care ridică documentele de acces la ștrandul UMT și ajunge acolo cine dă Dumnezeu, Dumnezeu fiind familia lor, prietenii, vecinii și așa mai departe, sau cine dă un leu mai mult. Pentru că v-am arătat pe monitorul din hall, din sala ghișeilor, și imagini cu femei care vindeau biletele luate de la noi și le vindeau la ștrand la UMT la poartă. Că de ce să nu scoate un ban atunci când noi dăm aceste bilete gratuit? Okay? E o chestiune pe care o vom mai analiza, pentru că comportamental nu este un lucru cu care să ne lăudăm. Ajutoarele de deces plătite în totalitate și ele sunt plătite la nivelul fondului de ajutor de deces constituit prin contribuția membrului și prin cotizația care i-a fost restituită. Dar aici este doar ceea ce a contribuit membru la ajutorul de deces pe care noi l-am restituit. Aș vrea să vă aduc aminte că ajutorul de deces este propus de Consiliul Director la 3 lei pe lună, minim 3 lei pe lună. Avem depuneri 75-80% 3 lei pe lună și avem și persoane care depun 10, 20, 50 de lei, plecând de la ideea cei ce vin după mine să aibă de unde să susțină financiar
evenimentul trist care se va întâmpla. Este o chestiune care, de fapt, ține cont de autoeducație, pentru că acum 5 sau 6 ani, n-ar putea să greșesc să pronunț un nume care poate nu este adevărat, unul din participanții la adunarea generală când s-a susținut cu vehemență, ce e ăsta ajutor de deces, numai atât, dar să ne dai mai mult. Unul din participanții la adunarea generală i-a spus celui cu propunerea, bă, ție nu ți-i rușine, ce vrei să te îngroape altcineva, tu n-ai urmași, n-ai familie, cât pui, atâtea vei primi de la care. Așa a rămas, este o chestiune pe care o practicăm ca în hotărâre de adunare generală, dacă există modificări, propuneri, le vom analiza și dacă se susțin financiar, le vom aplica. Buziașul a însemnat aproape 100.000 de lei suport din contribuția carpului, pentru că la Buziaș este 60 de lei prima săptămână, 100 de lei a doua săptămână, în condițiile în care costurile la limita de jos pentru prima săptămână de cazare sunt 125 de lei. Și mai avem discuții cu unii din membri, dar e scump 60 de lei. Funcționarea pensiunii Buziaș înseamnă 125 de lei pe săptămână pentru fiecare membru. Deci, oameni buni, faptul că avem 60 de lei plătit și diferența până la 125-65 de lei suportate de car, este un mare ajutor financiar. Atunci când analizăm și facem propuneri pe această temă, e bine să ne aducem aminte de aceste cifre. Dacă nu, noi avem datoria să vă aducem noi aminte. Nu mai vreau? Da. Ne ocupăm puțin și de asigurarea condițiilor pentru acordarea de servicii medicale sau cu tarif redus. Cabinetele pe care noi le avem în CARP le cunoașteți. Avem și la Timișoara, și la DETA avem ceea ce se întâmplă. Serviciile oferite ca număr sunt acestea, uitați-vă, gastroenterologia este în frunte, educația nutrițională este și mai în frunte, total aceste servicii sunt 132.000 de lei. Serviciile în cauză sunt tarifate de către cabinete mai jos decât decontarea pe care ei o obțin de la Casa de Sănătate. Deci această diferență este suportată de CARP către cabinete prin tarif de comodat foarte mult redus. Noi nu luăm chirie pe spațiile ocupate de cabinetele medicale, ei au datoria, obligația și dacă, uitați, se întâmplă acest lucru, nu luăm chirie, dar au datoria și obligația să reducă tarifele de prestații medicale către membrii CAR. Aș vrea însă să vă mai spun un lucru, că această activitate a cabinetelor medicale se referă numai la membrii CAR. Toate cabinetele medicale din spațiile noastre sunt cabinete medicale cu circuit deschis în contract cu Casa de Sănătate și la ele se pot adresa cine vine și are o problemă. Timpul liber pe care îl solicită mulți din colegii noștri ca să poată să alunge o bună parte din singurătate, se exprimă și prin excursii. Total excursii au fost atâtea cu atâția participanți, în scădere masivă față de anii anteriori, și o să discutăm puțin motivele, pentru că neexistând solicitări suficiente la numitorul fracției, câți participanți, la câte cheltuială vom ajunge să avem probleme. Costul a fost de 51.000. Cine zice că scumpe excursiile noastre, să țină minte că jumătate din costul excursiei este suportat de CARP, nu din buzunar. Atunci când vine un membru și zice vreau încutare traseu, jumătate din costul excursiei îi plătit de CARP, e vorba de prima excursie, eventual a doua. Am dezvoltat puțin el și excursiile în străinătate printr-o relație personală cu agenții de turism agreate,
Și dacă vă uitați un piculeț și comparăm cele două cifre, participanți la excursii în țară 400, în străinătate 700, în condițiile în care relația cu agențiile de turism la care facem referire a început în iunie-iulie, deci cam jumătate de an, iar partea de excursii tot cam în aprilie-mai a pornit, dar este jumătate numărul de participanți. Este un motiv de analiză și de decizie ulterioară a modului în care vom organiza aceste lucruri. Ne întâlnim la Cenaclul Literar Artistic, poate că ați văzut și dacă nu o să-l rog pe domnul consilier Ștefan să vă arate mândria noastră și mândria Cenaclului, ultimul număr din Culorile Amurgului, revista noastră pe care am scos-o și care zicem noi că este o mândrie. Corala se întâlnește și cântă și repetă, se mai și întâmplă câte o deplasare, dar din ce în ce mai greu. În schimb, formația de folclor parcă se dinamizează, apar din ce în ce mai mulți oameni. Nu mă pot referi că mă depășește aprecierea privind calitatea actului artistic, în schimb, pentru formația de folclor Sorocu, în schimb, aș vrea să le adresez din suflet mulțumiri deosebite și felicitări pentru atmosferă, pentru starea de spirit, pentru climatul în care activitatea de la formația de folclor se desfășoară. E liniște, e pace, e veselie, e cântec și voie bună. Cum? Urmează. Așa. Ne-am încadrat, așa cum am citit în prima planșă ce au însemnat cheltuielile, ne-am încadrat în același... Păi nu-i bine așa. Stai. Ne-am încadrat în același procent de cheltuială și la cheltuielile cu personalul, uitați-vă, 89%, total 90%. Consiliul director, din 5 plus 3, am avut doar 5 membri în consiliu, 3 consilii, 3 cenzori, am avut doar 6, am avut grijă să nu sărim peste cotele pe care le avem alocate prin buget, dar să ne facem treaba. Și o să judecați dumneavoastră la sfârșitul adunării generale dacă cei 6 în loc de 8 și-au făcut treaba. Fondul social este o planșă care mie mi este foarte dragă. Mi este dragă ca afirmație literară, nu economică. Cifrele acestea nu sunt cifre de bilanț decât ca sursă de informații. Împrumuturile le-am avut în planșă cu împrumuturi, da? Aproape 16 milioane. Din ce? Din cele 19 milioane fond social și cele 2 milioane ajutor de deces. 21 de milioane sunt banii pe care dumneavoastră, membrii și cu mine și cu toată lumea, îi dăm conducerii și executivului să-i gospodărească. Cum i-am gospodărit? Aproape 16 i-am dat în împrumuturi, aproape 4 milioane sunt în bănci, 16 și cu 4, aproape 20 de mii, în titluri de stat 1 milion, cam 21. Deci ăsta și cu ăsta se întâlnește cu ceea ce gestionăm noi. Pentru că apare problema și am avut și noi în primăvara asta o situație puțin fel de neînțeles pentru oameni care totuși trăiesc în Banat și în Timișoara și care au alt nivel de informare. Am avut solicitări de retrageri, dar ce puțin? Că ești de 20 de ani aici, pierzi ajutorul de deciune. Nu, că se fură la voi la carte, rupe pământul. Televiziunile, ziarele, vorcea folclorului din om în om, difuzează niște afirmații de genul ăsta. Că ați văzut că la Galați s-a întâmplat nu știu ce s-a întâmplat, că în București s-a întâmplat nu știu ce s-a întâmplat. Noi ne prezentăm în fiecare an în fața dumneavoastră cu această planșă la care eu țin foarte mult pentru că ea este dovada. 19 și cu 2, 21, 16 și cu aproape 4, 20 și cu 1, 21. 21 sunt banii depuși de dumneavoastră, 21 sunt banii existenți în anumite posturi, poziții.
Ăsta ar trebui să vă liniștească, să ne liniștească și pe noi, pe toți, mai puțin pe cei care zic că vorbesc frumos, dar știu eu că la voi să fură. Nu-i de glumă. Ne pare foarte rău pentru ei, pentru că oamenii își pierd ajutorul de deces. Iar replica pe care colegii mei și cu mine le-o dăm, eu mă retrag, dar mie să-mi dai ajutorul de deces. Păi cum se cheamă? Ajutor de deces. Păi dacă n-ai decedat, n-ai drept de ajutor. Hoților, ne trezim și cu asemenea felicitări. Este opinia lor. Dacă scrie și scrie și în carnet, la rubrică, contribuție, prestații sociale, ajutor de deces. Scrie, așa este și se acordă exact pentru ceea ce trebuie. Pune clădirea.